Salut, astăzi prezint unboxing la o carcasă de la Cooler Master. Mai exact, Cooler Master Master Case H500M. Este varianta Maker, adică cum am avut și vechea mea carcasă Master Case Maker 5. Asta este H500M. Are două ventilatoare de 200 în față. Sunt RGB. Un ventilator de 145 în spate și cam atât. Ia să vedem pe partea cealaltă. Un torc. În ce ne spune pe aici? A, ne arată carcasa desfăcută și cu toate cele. Cutie în... Am găsit specificațiile. Haideți să verificăm specificațiile. Focusează. Vedem. Bun, putem vedea toate specificațiile. Este gri, e gri închis. Are mesh. Are panouri de sticlă, ne spune ce ventilatoare suportă. Deci în tavan suportă o 220 sau 140 la câte 3 și 2 de 200. Da? În față același lucru și 2 de 200. Spate 1 de 140 sau 1 de 120. Radiatoarele și dimensiunile. Cooler de procesor poate să aibă 190 de mm înălțime, culori pe aer și GPU. Cam asta este. O voi desface și continuăm. Cam așa arată. Este într-o pungă destul de mare. Chiar foarte mare pungă. Vreau să vă arăt. O sacoșă, cum vreți să-i ziceți, în care se pune spumă. Ce putem vedea? Odată, un quick start și, evident, panoul de sticlă. Sticlă. Neinteresant, dar totuși e panou de sticlă. Nu o să-l folosesc. Rămân pe partea de airflow, dar așa. Și un pachetel cu niște zip tie-uri, niște accesorii și cam atât. Da. Asta e pentru RGB, dacă nu mă înșel. Da. Pentru ventilatoare. O lavetă. Cam atât aici. O să o despachetez de tot și continuăm. Cam așa arată carcasa, după ce am despachetat-o. Nu e simplu o persoană, dar am reușit. Se poate vedea sticla sus. Din păcate, dacă ridic camera, nu știu dacă ajută, dar da, e sticlă și sus. Și pe partea asta e tot sticlă. Haideți să-ți facem side panel. Nu avem nevoie de șubență, folosesc o monedă. Și ar trebui să o desfacem așa. Iar side panel-ul atârnă, ca și la cealaltă carcasă, și se poate ridica foarte ușor. Cam așa arată. E foarte un pic fumuriu. Știu dacă se poate. Da, se vede. Deci un pic fumuriu, dar arată bine. Așa arată partea asta. Mecanismul standard al lor. Haideți să vedem ce avem în interior. Putem vedea cele 7 expansiuni sau sloturi de expansiune. Ia să vedem. Ce mai așa. Da? Ventilatorul de 140 și încă două pentru GPU vertical. Da, avem acces. Asta este suportul pentru placă video. Dacă o ținem în modul normal. Hai să facem așa. Avem odată grometuri pentru cabluri, chestiile astea de cauciuc care sunt și aici și peste tot, nu numai acolo, pot vedea. Se pot monta SSD-uri în ele. Hai să vedem din față. Așa. Din față
când vedeai cele două ventilatoare de 200 de milimetri RGB, grila o să o las așa cum este, nu voi folosi sticlă, vreau full airflow și panoul de I/O. Ia să vedem că cam așa. Am butonul de power. Oh, numai ăsta e clicky. E să apas. Numai care celălalt doar ca un tab. Butonul de reset. Ăsta e la fel. LED de activitate pentru hard. Acesta se iluminează. Căști. Port pentru căști, pentru microfon. USB 3.0. Încă un set de USB 3.0. Avem și un USB 3.1. Da. Cam atât aici. În partea de sus. Să vedem. Dacă putem, o să înclin, să sperăm că se vede. Da, se pot vedea locurile unde se pun ventilatoarele. Asta e sticlă. În spate, pe spate, bine zis. Încă o dată avem nevoie de o fisă. Unde am pus fisa? Aici. Și desfacem. Pang. Bineînțeles. Și să ai panelul ăsta. Nu, nu. Poate nu. Asta e mai fixat un pic, se pare. Așa, da, e mai fixat un pic. Fiind în spate. Așa. Și asta e același lucru. Tot așa, un pic fumuriu. Și dacă s-a scos zoom-ul. Bun, s-a oprit că... Așa, am scos zoom-ul. Și se poate vedea. E un pic fumuriu și ăsta. Adică, cred că sunt identice. Dacă nu mă înșel. Așa. Și aici avem o dată un cover. Încă un cover aici. Și capacul pentru spatele plăcii de bază. Mă vezi că se trage. E prins, da. E plastic. Voi desface astea și voi încerca să văd dacă pot să pornesc ventilatoarele, doar să vedem și noi cum arată și cum să poartă pe partea de airflow. Revin! Cam așa arată iluminat. O să scad un piculeț din lumină. Ventilatoarele la maxim. Nu se aud. Și haideți să vedem ce moduri de iluminare. Putem folosi butonul reset pentru a schimba modurile. Avem ăsta. Schimb, trece până toate. Mai ăsta. Asta e fix roșu, cum îmi place mie și pulsează. Ah, schimbă între ele. Asta cred că... Ah, nu. Nu, asta e tot așa. Tot așa schimbă, asta e puls. Vedem toate modurile. Are ceva moduri. Ah, ăsta e roșu. Exact cum o să vreau eu. Prea prind de cameră, arată super bine. Chiar superb. Ce mai avem? Avem verde. Bineînțeles, albastru. Și iarăși luminițele lor. Off, bineînțeles, dacă vrem fără. Și RGB din nou. Da. Să le pun. O să pun pe roșu, cum îmi plăcea mie. Să vedem. Asta era. Ah, nu. A păcălit. Asta e. Da. Cam așa arată. Ventilatoarele mută bine aer. Chiar foarte bine. Și o să aibă un airflow bun, răcire cât mai bună, să fie un plus mare la sistemul meu. Cam asta este micul unboxing. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi cât mai bună, la revedere!